O femeie din Drobeta, Turnul Severin, a fost ucisă în miez de noapte de propriul său fiu, consumator de droguri. Femeia de 54 de ani deținea o mică afacere cu rochii de mireasă, iar anchetatorii suspectează că fiul ar fi omorât-o pentru că nu îi dădea bani de droguri. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce ai făcut asta? Crima a avut loc într-un apartament din zona Iruc, în Drobeta, Turnul Severin. Tânărul de 28 de ani, cunoscut drept consumator de droguri, locuia cu mama sa după ce femeia se despărțise de soțul său. Potrivit unor surse din anchetă, victima ar fi fost găsită cu fața la podea, plină de sânge în zona membrelor superioare. Cel mai probabil, propriul său fiu a strangulat-o, enervat de faptul că aceasta refuza să-i dea bani de droguri. Tânărul s-a urcat în mașină și a plecat în comuna Izvorul Bârzii, acolo unde locuiesc fratele și tatăl său, cărora le-a povestit ce a făcut. Aceștia au fost cei care au alertat autoritățile, dar prea târziu pentru ca femeia să mai poată fi salvată. Deși în jurul orei 2 noaptea s-au auzit țipete din apartament, vecinii s-au temut să reacționeze. Dus la audieri, făptașul a declarat că nu regretă ce a făcut și că mama sa n-a avut nicio șansă. Nu este primul caz înfiorător de copil care își ucide un părinte ca să facă rost de bani de droguri. În luna februarie, un tânăr din Brașov care lucra ca bucătar în Franța a revenit acasă și și-a măcelărit ambii părinți după o petrecere la care consumase substanțe interzise. Iar acum un an, un bărbat drogat și-a ucis mama și bunica în localitatea Baciu din județul Cluj. Și comentăm pe această temă cu invitații noștri, doamna Mihaela Sâhleana Petroaie, doctor, psiholog principal și psihoterapeut, și domnul Dan Antonescu, expertă criminologă. Vă mulțumesc amândurora că ați acceptat invitația noastră. Prima întrebare către dumneavoastră, doamnă, cum ar trebui, vedem astfel de cazuri din ce în ce mai des și părinții, apropiații care cad victimele unor astfel de persoane aflate într-o situație puțin spus complicată, este tragic ce se întâmplă. Ce pot să fac în cazul acesta apropiații având pe cineva aflat într-o astfel de situație? Cred că trebuie să pornim de la două aspecte importante. Odată, abundența ofertelor pentru consumul de substanțe, alcool, droguri, etnobotanice, și a doua oară, expunerea sistematică la modele nepotrivite în mediul social. Sunt persoane care ele nu par foarte vizibile atunci când încep să consume pentru cei apropiați și de multe ori pentru cei din familie care sunt foarte ocupați, iar în momentul în care reajung vizibil, deja e un moment critic, un moment în care ajung vizibil inclusiv pentru cei din poliție, pentru medici, pentru comunitate în general, sau se termină cu o tragedie, așa cum ați amintit cea din Turnul Severin sau și celelalte, pentru că nu este o premieră și, din păcate, îmi pare rău să o spun, nu va fi nici singura. Da, din păcate. Domnule Antonescu, vedem o creștere a numărului acestor cazuri. Da, categoric. Îmi permit în primul rând să o salut pe Mihaela, pentru că împreună cu dumnei am realizat foarte multe episoade la televiziunea națională în care am ridicat această problemă. Sunt atât de multe cazurile acestea în care dependenții de droguri devin extrem de violenți și de cele mai multe ori asupra celor apropiați, cum este și cazul de față, încât chiar nu știu ce s-ar mai putea face. E un fenomen scăpat de sub control, acest consum de droguri, îl găsim peste tot, nu sunt centre de dezintoxicare decât dacă le numeri să ajung degetele de la o mână. Pedepsele s-au năsprit puțin, dar nu sunt descurajante, iar ceea ce este șocant, mai ales la cazul acesta,
Tânărul respectiv, din ce am documentat, a început să se drogheze încă de la vârsta de 14 ani. În prima fază și-a mai avut astfel de situații, profesorii, chiar rudele apropiate, observă o schimbare de comportament, dar de multe ori evită să spună despre ce este vorba. Da, am băut și o gură de bere și ce? Sunt puțin amețit. În rest, ei își ascund acest consum de droguri până când devine... La lumina zilei se vede că e drogat și de aici începe tăvălugul acesta al violentelor, vând toate lucrurile din casă pentru a-și face rost de bani, când nu au ce vinde și violentează apropiativ. Vorbim de părinți, frați, mătuși și așa mai departe. În cazul acestui tânăr, foarte probabil există un istoric amplu în care el a consumat, dar foarte probabil există și un istoric de violențe, pentru că eu nu cred că a fost o violență în acea seară, a fost o surpriză pentru mama lui, dar probabil, ca orice părinte, te gândești că la un moment dat situația va reintra sub un control sau copilul va înțelege. În calitate de părinte trebuie să înțelegi foarte clar când copilul tău are nevoie de ajutor. De cele mai multe ori părinții observă foarte târziu. Vorbesc aici nu doar de neglijare parentală, este și în cazul acestor tineri o incapacitate de autoreglare emoțională și există și o presiune în grupurile de apartenență în vederea asumării comportamentelor cu risc. Aici mă refer la consumul de alcool, droguri, fumat, absenteism școlar, dacă vorbim de școală, liceu. Toate acestea generează riscuri într-un spectru larg pentru adolescenți și pentru tineri. Spuneam că nu întâmplător ar trebui puțin mai analizată și expunerea sistematică la modele nepotrivite în mediul social, pentru că nu este nimic eroic în a consuma droguri sau a conduce drogat sau a conduce după ce ai consumat foarte mult alcool. Și aici fac trimitere la cei care se și filmează exact ca într-un film cu eroi. Nu este nimic eroic, pentru că în afara faptului că te poți nenoroci pe tine, poți nenoroci și pe alții nevinovați. Vedem ce s-a întâmplat la 2 mai. Tocmai. Exact. Vă rog. Astăzi, din câte am observat, a fost oprit de poliție un individ care, mă rog, cântă, așa zice el că asta face, și care afirma, bine, el îndeamnă tinerii să se drogheze, el afirmând că nu se droghează. Ei, astăzi a fost prins cu droguri asupra lui. Apropo de modele despre care vorbeam la puțin mai devreme. Dar, domnule Antonescu, tocmai pentru că, așa cum spuneați, ați avut foarte multe intervenții de-a lungul timpului, și dumneavoastră și doamna Săhleanu, ați vorbit despre această problemă. Dumneavoastră ați observat că deja în România numărul acestor cazuri creștea, dar poate autoritățile, cele care ar fi putut să schimbe ceva deja acum câțiva ani, au crezut că nu se va ajunge până aici, credeți? Ei, nu, să nu uităm că în urmă cu ceva timp și nu foarte mult a fost convocat chiar și un CSAT-ul pentru a dezbate această problemă. Numai că măsurile au fost caragialești, sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Spuneam mai devreme de centre de dezintoxicare, de educație, mai ales în rândul tinerilor, al copiilor, pentru că sunt copii de 9, 10, 11 ani care deja se droghează, fumează ce fumează sau ajung chiar să-și injecteze. Este înfiorător. Sunt copii care și-au distrus deja, nu mai au niciun viitor. Sunt viitorii, de fapt au un viitor, dar infracțional. Sunt viitorii hoți sau tâlhari sau, cum e cazul de față, criminal, din păcate. Care credeți, doamnă, că ar putea fi soluția? S-a vorbit de-a lungul timpului despre o înăsprire a pedepselor, dar aici sunt foarte multe controverse, cum că, dimpotrivă, o înăsprire a pedepselor nu va schimba lucrurile, poate chiar o îmblânzire a acestora, luându-ne după exemplul unor țări, nu știu, în care consumul unor droguri legere, așa numite droguri legere, este permis. Cum credeți că ar trebui să abordăm noi problema?
În primul rând, nu avem acele centre de prevenire, evaluare și satisfăcătoare în acest sens și sunt foarte puține, satisfăcătoare și numeric, dacă vreți. Sunt foarte puține persoane care doritoare în momentul în care au o problemă să o recunoască și într-adevăr să vorbească despre ea. Suntem și, mă rog, nici aici n-am fi singurii care avem melodii cu invitații directe pentru consum. Eu nu mă aștept acum să avem melodii care să invite la participări la olimpiadă sau să faci integrale duble, dar de aici până la a da idei și a stârni apetitul la consum, lucru care în mintea unor persoane foarte tinere ar putea să aibă o acțiune foarte directă, zic eu că ar trebui făcută o diferență. Cred că, în primul rând, comunicarea onestă, autentică cu părinții în casă și mai multă atenție inclusiv la școală și să se vorbească mai mult despre riscurile consumului în momentul în care vorbim într-adevăr de dependență, pentru că forța dependenței vine din repetiție și practic ajungi să iei niște decizii care sunt autodestructive. Lucrul acesta trebuie înțeles de la cei care sunt de vârste destul de mici și sunt tentați sau deja au avut această experiență, până la cei care au insistat, ca să spun așa, în experiența asta. Repetiția consumului este o mare problemă. Nu mă refer la cei care au consumat odată, au văzut cum este și s-au lămurit. Mă refer la forța aceasta a dependenței care vine din repetiție. Domnule Antonescu, și pentru dumneavoastră aceeași întrebare ca o concluzie, care ar fi soluția pentru noi? O înăsprire a pedepselor sau o variantă mai blândă, tocmai luând de exemplu la altor țări? Cum ar fi Olanda, de exemplu? Nu, în niciun caz. Nu sunt de acord cu acea variantă blândă, dar bine, nu am eu putere legislativă, nici măcar de inițiativă legislativă. În schimb, să nu uităm că există și nu duc chiar la extrema aceasta înăspirirea pedepselor, dar sunt țări unde traficul de droguri este pedepsit cu pedeapsa capitală. Și acolo acest soi de pedeapsă este descurajant. Mai sunt câțiva fraieri din alte țări, cum am avut și noi, care au fost prinși în acele țări neștiind care este legislația și s-au chinuit cei de la Ministerul de Externe și de la Ministerul de Justiție să comute pedeapsa capitală pe care o primise pentru o detențiune pe viață. Nu vreau neapărat pedeapsa capitală pentru că debeam scăpa de ea. În schimb, pedepsele care se aplică să fie aplicate cu maximă exigență. Sunt nenumărate dosarele care sunt închise pentru că, de fapt, cantitatea era prea mică cea găsită și costul acelui proces nu justifică acțiunea în sine, deci e prea mare cheltuială pentru câteva grame. Plus că tratamentul, reabilitarea costă și ele. Exact. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru intervenția dumneavoastră și pentru încercarea de a găsi o soluție. Iată că vorbeam ceva mai devreme despre modele. Cântărețul de treb gheboasă